dezbateri intense în această perioadă în coaliția de guvernare pe tema plafonării prețurilor, mai nou, la alimentele de bază. O idee care știu că este inițiată de Partidul Social Democrat. Mai exact, cu ce propunere s-a dus PSD la ședința coaliției de guvernare din acest punct de vedere? După propunerea de plafonare a prețurilor la energie, s-a arătat această criză a energiei din cauza liberalizării într-un moment în care România era nepregătită. România și România erau nepregătiți pentru această liberalizare. Noi am spus-o și atunci, 2020, dar nu am fost ascultați și s-a ajuns unde s-a ajuns, am văzut cu toții. Deci după propunerea de plafonare a prețurilor la energie, a urmat tot pe fondul unei inflații galopante și unor creștere alarmante ale prețurilor. A venit propunerea unei plafonări ale prețurilor la produsele de bază. Nu vorbim de produse de lux, vorbim de produsele de bază, cele pentru traiul de zi cu zi al celor mai al românilor cu cele mai modeste venituri. Trebuie să ne gândim la ei, pentru că sunt vremuri grele. Sunt vremuri grele, pandemie, criza prețurilor din energie și inflația galopantă, spun cuvântul. Mai exact, despre ce alimente de bază? Avem un număr, sunt 7, sunt 8 alimente de bază despre care discutăm la momentul ăsta. Vorbim de produse de bază, așa cum sunt denumite și în coșul zilnic și în funcție de rezultatul negocierilor o să se comunice exact pentru ce alimente se poate face această plafonare sau dacă se poate face. Nu suntem singuri în coaliția de guvernare și trebuie negociate toate aceste lucruri în coaliție. Cât ar dura această plafonare? Despre ce perioadă vorbim? 3 luni? 6 luni? 5? Iarăși e o decizie care se va lua în cadrul coaliției. Nu vreau să înaintez, să creez speranțe legate de anumită perioadă. Dar mă gândesc că Partidul Social Democrat vine cu un plan, nu? Ședința coaliției. Da, va fi o propunere de plafonare și în funcție de numărul de produse, în funcție de prețul la care se va ajunge această plafonare, se va stabili și perioada. Clar că minim 3 luni de zile, 3-6 luni minim. Nu vă temeți.